Dar ce ești termometru? Pentru binele tău, mă. Ești termometru? Băi, am zis pentru binele tău. Ești termometru? Să cumva să faci bum, da. Ești termometru? Îți ce vreau eu. Păi știu, ești termometru, ești teleghidat. Dacă ești cald și ai un ești cald și cred că aberezi un pic, înțelegi? Codruț, ai două cuvinte în vocabular și pe al treilea le folosesc pe alea. Hai, tu ești repetitiv. Hai că acum are două cuvinte săptămâna. Acum două săptămâni încercai să-l îmbârligi împotriva lui George și acum are două cuvinte în vocabular. Nu mai încerc să-l îmbârlig împotriva nimănui. Din brațele lui George nu pleacă Codruț. Codruț ies. Mă duc. Păi normal, ce că nu ți-a ieșit ceea ce ai vrut să faci. Acum vii și spui că are două cuvinte. Lasă că l-ai tu pe Alexandru în brațe. Hai să încheiem, că n-am chef să mă cer cu tine. Asta este adevărul, fratele meu. Acum o săptămână te bătei cu Maria, erai Superman cu Spider-Man și acum te vaiți că ți-a dat cu umărul în tine și nu știu ce. Gestul în sine. De câte ori vrei să mai zici, vai, Doamne, mă repet, cu faptul că nu eu am adus această discuție în emisiune astăzi, una la mână, doi la mână, eu am spus ceea ce a fost de ieri, nu de astăzi, trei la mână, nu m-am victimizat cu absolut nimic, că dacă voiam să mă victimizez, crede-mă că veneam și făceam alte chestii. Tu ai tot dreptul, să crezi ceea ce vrei tu. Tu pe mine nu o să mă convingi de multe în viața asta. Dar n-am nevoie să te convingi pe mine. Nicăs, nu mai încerca să faci. Nicăs! Și vorbește cu iubitul tău, te rog. Nu o să înceteze cu instigatul să-mi pună mâna la frunte. O să vedeți filmarea și tu poți să faceți anumite concluzii. Nu înțeleg de ce vorbiți acum, atâta timp cât nu știți nici. Nicăs, cred că eu ar trebui să fii cea. Discuția a fost simplă, Maria. Eu când am trecut și am avut loc de ea, ea m-a împins și tot ea s-a uitat la mine și să se dea să dea mine. Maria, s-a pus problema. Delegat ăsta. Dar nu eu m-am legat, Cristian l-a început, Nu, mi-ai zis de cadou tău din relație și eu ți-am zis, vedem noi dacă ai o relație deci, fake sau nu. Eu nu dacă te-am mințit femeia. I-am arătat lui Cristian la glumă că am primit într-adevăr, un cadou. O să se vadă destul de clar că m-am pins, știu sigur că o să se vadă destul de clar. S-a mai văzut multe lucruri, o să se vadă. Iar legat de cadouri nu mă interesează ce s-a întâmplat între voi. Important este că voi știți doar să discutați niște lucruri pe care nu le știți. O să spui sincer cum. Dar de ce l-am prins pe asta? Nu, ca idee informativă. Suntem obișnuiți să implici tu, dar până ce n-implici? Mă folosesc și eu! Vreau și eu, vă rog, mă băieți, vreau să revin la dinară, că ai spus că poate are vreun plan, că am venit, eu nu ascult nici de mama, adică nu pot asculta de Alexandra. Dar n-am spus, nu te-am acuzat pe tine de nimic, eu am făcut o referire, că pe mine nu mă interesează ceea ce face ea. Am știut eu că vii tu în casă? Am mai vorbit. Când a fost ultima oară când noi doi am vorbit? Nici nu mai țin minte, ți-am spus că eu am venit în martie, spune eu sigur că m-am uitat acum peste conversație, convorbire. Nu știu. În martie. Da, uita să vezi dacă are ceva împotriva ta. N-are ce să aibă împotriva mea, dragul meu, Nicos, pentru că eu nu am petrecut atât de mult timp cu el. Doar pur și simplu a fost o tentativă de relație. Am încercat să ne cunoaștem mai bine și nu dezbate acest subiect, că nu mă interesează. Trebuie să fii conștientă că Nicos nu ratează nicio săgeată sau niciun subiect sau niciun om prin a da în tine. Atât de rău te frustrează persoana mea și te panichează, te pun în gardă fără să fac nimic. Te-ai prins, n-are treabă. Te pun în gardă fără să fac absolut nimic. Mă frustrează, Nicos, dar mă sunt alte efecte. Pentru că ea știe ce s-a întâmplat, noi nu știm despre ce e vorba. Eu am venit și am făcut o glumiță cu. Auzi, mă pune el pe mine în gardă. Am vrut să vorbesc și eu despre ce a afirmat ieri. Hă? Cine te pune în gardă? Nico, știi că mă pune pe mine în gardă, dar cu ce să mă pună? Cu Cazi. Da. Ce să mă pune el pe mine în gardă cu Cazi? Că între mine și Cazi nu a fost... Am niște chestii. Mai devreme. Să vedem. Cine vine? Vine Adriana. Ce a zis Cazi când am întrebat de Mariana? Că da, v-ați văzut că i-a plăcut de tine? Da, ne-am văzut odată. Da, dar știi ce a zis? A zis că el a insistat deloc că... Nu? Că ce? Vreau să aduc mesajul lui. Că ce? Că n-a insistat deloc. Că n-a insistat deloc, da. Da, gen, adică nu te-a stresat cu mesajele sau chestii de genul. Eu nu știu ce înseamnă la el stresat, dar crede-mă da, că știu. Când vorbesc de stresat, crede-mă că nu, asta e ideea, că eu am rămas surprinsă pentru că... Pentru el. Știu cum era cu tine, înțelegi? Și ceea ce a afirmat Mariana în spate, știi? Și eu am rămas surprinsă. Cum nu ai... Mariana s-a uitat peste mesaje în pauză și a spus că este foarte... Insistent, da. Da. Și aici dar mi-a spus că nu a stresat dar așa mult. Dar nu-i spuneți acum, mai lăsați să vedem cum se comportă cu altă fată. Asta vreau să văd, că dacă... Dar n-am ce treabă cu el. Uitați voi lucrurile astea acum. Așa puteți să-l trageți... Cu fiecare persoană poate e diferită. Bine, la mine și la Mariana probabil a fost o excepție, dar cu restul persoanelor probabil e diferit. Dar n-am zis nimic greșit și așa. Da, ne-am văzut o singură dată, atâta tot. Nu m-am văzut cu el de mai multe ori. Nu a fost că să facem o relație. Nu a fost avut planuri de viitor, să vă deschideți firme împreună. Ăsta e obraznic, ai zis că e de la țară, nu...
Dumnezeu, ai înțeles? Ăsta nu știe să fie politicos și cu aia. Ai înțeles? Las, și când vreodată o să accept eu, ca un cowboy de ăsta, să se dea peste mine. Tu treci la minus 1, că fratele tău e la etajul 8. Ai înțeles? Mai ai? Vezi că am 5 gen cap. Frate, mai ai? Stați-vă fiile, hai cu minte, mă, cu bă, cu trebuie ce aveți. Ce o să faci? Ce faci? El a dat drumul la materiale. Ce poți să-mi faci tu mie? Ce poți să faci tu mie? Să sar la bătaie? Altceva ce poți să faci? Să nu te bag în seamă. Altceva în afară de asta? Păi și cum dacă mă cauți? Te bag în seamă. Eu aveam o discuție cu Cristian. S-a băgat Alexandra și după aia a venit și tu, pichinezi imperial, te-ai băgat în situație. Care e problema? Și? Pe care e problema ta? Da, și? Bă, așa de frustrat. Bă, mă râdă, bă, nu vreau să mă împac, mă, cu ei. Ai trecut pe material. Ai fost camarescu după om. Bă, eu pe femeia ta am avut-o, tu pe a mea când o să ai? Nu mi-o doresc eu pe a ta. E pu, bro, de tot. Înțelegi? Lasă-mă, mă, viața mea, că m-ai zăpăcit. Din două cuvinte, ajunge. Bag la somn, lasă-mă. Hai tu multe cuvinte, dă-mi 3-5 jigniri. Pe, pe tablou ăla. Dă-mi 3-5 jigniri. Hai că încep și eu cu asta. 7-8, cât fac? Hai tu. 7-8. Du-te. Caut. Da, o iau și eu pe partea aia. Aș fi putut să vin să-ți bag și eu brazul. Să te fac și eu pe tine. Nu ți-am făcut George. Ei, pe tine te deranjează gestul lui. Dacă zic că stau sărit la mine la bătare. Dar nu am venit să te jignesc pe tine. Dar să mă aranjez și eu. Bă, frate, dacă eu am avut de spus ceva în fața mântălinii, cred că am fost cât de obiectiv am putut. Eu nu am adus jigniri. Mai râdem și noi. Nu se pare că sunt niște jigniri? Nu. Deci, ba da, m-ai făcut pervers, m-ai făcut măicuță să mă duc la nu știu pe unde. Da, dar nu poate să mă asemene pe mine George cu Codrus, cu ce a zis Codrus. Nu, păi, eu nu, eu am spus doar așa, dacă pe tine te deranjează anumite lucruri pe care le-a spus. Că sunt desigur. Eu te întreb pe tine, sincer, acum. Eu n-am reacționat. Eu te întreb sincer pe tine. Uite, episodul trecut, după tot ce a făcut el, eu să știi că am mâncat cu el la masă, am dat din mâncarea mea și zic, eu nu port ranchiună, îl las în pace că omul este, să zic eu, sub câteva case sociale față de mine. Cum tu ai făcut diferența între ei. Fii atent, cum tu ai făcut diferența între respect... Uite, mă caut Alexandra, m-a zis că da, de 3 ori. Da, eu te caut în momentul de față să te întreb. Tu spui că eu te sun în 48 de minute. Dar tu ce ai făcut la adresa mea, mă? Hai să începem cu alea vechi. Hai, începe cu alea vechi. Hai cu alea vechi, unde e? Începe, atâta știi. Îmi scot televizorul din priză. Atâta știi. Am Alexandra, după aia iar mă acuză... Hai Nicos, la vechiul Nicos. Nu, tu ai spus că nu ți-ai jignit-o pe mine, cuvinte, dar tu pe mine cu cât m-ai jignit? Băi, cu ce m-ai jignit? Îmi dați mă voie să-mi duc și eu cămașa în vestiar? Îmi dați voie? Nu. Așa, informativ. Îmi dai voie să mă duc și eu ca să nu zici că părăsesc discuția? Îmi dai voie să-mi duc și eu cămașa de la iubita mea? Pot? Ai impresia că mă interesează ce faci tu? Mă lași să-mi duc și eu cămașa și mă întorc înapoi? Mă lași? Sau nu poți să reziști fără mine? Nu poți să reziști? Ia uite subiectul ăsta e... Dexter! S-a pornit de la cămașa aia. Păi dacă eu ești Dexter, tu ești Didi. Ai pantaloni. Dacă eu sunt Dexter, tu ești Didi. Dacă eu sunt Dexter, tu ești Didi. Lasă-te cu asta. Bă, fineaz și fărb. Dă-ți pantalonii jos, dă-ți ochelarii jos de Dexter. Băi, Chowder. Nu te mai da ceea ce nu vezi. Uitați-l, mă, care știți de SN, Chowder. Ăsta e Chowder. Codruțe Chowder. Rada. Lasă-mă, mă, băiatul meu. Codruțe Pop. Lasă-mă. Bă, vezi că nu-ți mărimea ta pantalonii. Du-te, mă, schimbă becurile prin platou, fă-ți de lucru pe aici. Du-te, viața mea, du-te. Hai, mă, lasă-mă, mă. Du-te, Smiggles. Stai în loc de ușa asta, suport. Smiggles. Tocare. Docan. Cine putisim? Smiggles. Ca să nu zică că părăsesc. Asta bără. Dar tu de ce îi dai curs la chestiile astea? Auzi, de ce? Păi tu mi-ai dat mie curs. Tu i-ai dat curs lui Cristian, de fapt. Ce, lumea știe și... Da, lui Cristian îi dau curs oricând. Îi dai și curs valutar, îi dai? Îi dau ce vreau eu, lui Cristian. Ai, viața mea, dă-i. Oricum, Cristian este dator la mine cu niște bani și văd că nu s-a ținut de... Stau, popes, euro. Ăia ți-i dau un gala. Păi când o să vezi tu bani de la tecuci? Vezi că mi-a dat tot timpul. Tot timpul mi-a dat Cristian bani, ca să știi și tu. Vezi că ești primul om care nu merge banii cu stânga. Lasă-mă că n-ai un talent cu banii, mă, ești... Pentru tine, Nicos. Lasă-mă, mă, îmi pare rău pentru tine, Nicos, dar... Băi, când număra banii Cristian la hotel, număra cu tot cu ochii. Așa e număra. Ce-i, mă, n-ai văzut în viața ta bani? Stai cu minte că eu n-am datorii. Tu ai datorii. Auzi cum făcea la ospătar. Ce-ai zis, Cristian? Pește? Eu am datorii? Ce-i, draga mea, prin oraș de este o datorie asta, pe care ți-o achit imediat în gală. Și știi bine. Foarte bine că am avut o înțelegere și tu m-ai întârziat. Hai să mai bate cel un bilet la pariu și să vă ziua în care... Promit eu! Dar fii atentă, eu nu am datorii la modul de să mă duc... Biletul la pariu, să nu, eu nu mă duc în producție în fiecare zi. Bă, băgați-mi și mie banii că n-am plătit rata la mașină și sunt mardoi și șmecher. Cine a zis asta? Eu am rata la mașină. Vă împrumutați de bani, vă dați șmecher cu mașină și după aia n-aveți bani de, rată. Pare rău. Bă, eu merg cu metrou, mă duc la muncă și mulțumesc lui Dumnezeu, îmi pun un pâine pe masă, nu mă plâng la nimeni că am datorii. Ai 20 de ani și te joci la câini, 5 cu 6. Dacă erai acasă acum, stai puțin, dacă tu erai acasă acum,
ești foarte bine că știi foarte bine că n-aveai niciun salariu, niciun venit și de asta ești disperat să rămâi aici, că nu ai bani acasă, mor de foame, vrei să te mint, n-ai muncă, tu nu ai muncit în viața ta nimic, tu încerci să cânți, te dai tu acolo, braga, production. Spui tu și după aia te duci acasă. Păi, aștept să-ți vină 500 de euro de la YouTube. Da, bă, ce seară pun la bravo, copii, vrei să fii speaker, vrei să fii cel mai inteligent, cel care le știe pe toate. Băiatul aici de față, când a venit în emisiune, bă, viața mea, când a venit în emisiune, aici aveam bătături în palme. Și a stat două luni pe acasă. Știi ce a făcut Cristian productiv? S-a jucat FIFA pe telefon. Păi m-am jucat, că eu am muncit. Eu vreo 15 ani am muncit. Eu nu știu cum poți să afirmi tu niște lucruri pe care... Eu dacă vreau să stau o lună acasă... Nu ai de unde să le știi și să... Eu dacă vreau să stau o lună acasă, degeaba stau. Încă eu am muncit până acum. Tu n-ai muncit în viața ta, eu, când am venit în săptămână... La săptămână aici, aveam degetele julite de la muncă. Scuză-mă pe mine. Uite că el a fost un pic mai noroc. N-a avut nevoie de minte, mai norocos. Da. Un pic mai norocos. Vezi, că Cristian, că aici exagerezi și greșești. Din câte ține o minte, Nicos, când a venit în emisiune, a zis că a lucrat nu știu ce prin Anglia. Am lucrat și prin Anglia, am lucrat da, și, și în fabrică. Eu am diplomă de videograf. Dar nu știu ce fabrică, te zis. Pup, rău, diplomă, ce produci tu din diploma aia? Ce poftim? Ce produci tu? Vezi eu ce să dau cu trafaletul și păi cu... știi, dar nu-l dai. Spaclu, da? Nu-l dai. Momentan nu dau. Atât de bine știi să dai cu spaclu, păi dai dacă capul să muncești, a ajuns o rușine, înseamnă că... Poftim? E vai și amar. Dacă să muncești, a ajuns o rușine, înseamnă că... Draga mea, eu spuneam că mă mândresc cu faptul că am muncit și că muncit. Ai muncit, dragul ăsta de gagiu tu. Păi vă spun eu, ăsta nu mai câștigă premiul. De cuplu n-are nicio șansă că îl ține Mariana la etajul 10, îl ține. Și se joacă la pariuri de dimineață până seara, a turbat. După emisiune de nu stă și verifică alea și câștigă 8 lei, 12 lei, face pariuri cu Alexandra pe 50 de euro. Nu, dar este interesant, mă interesează pe el dacă ai muncit. Da, Nicos, dar uite la chestia asta că face pariuri cu mine, vezi că eu le cam câștig tot timpul. Păi și ca să ne înțelegem, adică el îmi dă tot timpul mie bani, nu eu. Da, văd ce ți-i dă la timp, ți-i dă după 3 luni. De pariu, că vreau să vorbesc un pic cu videograful ăsta, care este cel mai bun editor, dă filme și dă episoade și de orice vrea el, dar nu se uită nimeni la el, din păcate. Nu se uită nimeni. Vreți, vă mint? Videograf cu diplome, care a muncit la viața lui prin Anglia. Nu, dar chestia asta cu munca chiar a zis-o Cristian în emisiune. Bă, că vii și afirm că ai muncit, păi eu ți-ară poze, draga mea. Păi eu zic că am muncit. Când mă trezeam la 7 dimineața și plecam la 12 noapte acasă. Cristian, dar dacă n-ar fi muncit, care ar fi problema ta? Care și ce-i rău problema? Dacă am muncit, da. Că sunt eu, nu știu cum. I-ai dat tu vreodată bani sau i-ai dat tu ceva ce a avut nevoie și eu nu știu? Sau cineva din emisiunea asta? Cu sigur nu știi. Păi el făcea mișto de mine că nu știu eu să număr banii, că am dat eu de bani aici în emisiune și câțiva... Bine, eu te-am întrebat altceva, nu ce a spus el. Crede-mă că l-am ajutat. La viața mea l-am ajutat și la viața lui. Poți să-l întrebi. Cu bani financiar? Ce financiar? I-ai cumpărat casă, mașină? Casă, dar dacă... Fii atent aici. I-ai plătit utilități? Ai copilul meu? Te întreb, răspund. Dar dacă tu vii la mine și îmi ceri 100 de euro împrumut și eu te ajut. Eu te-am întrebat. Înseamnă că te-am ajutat sau nu? Unde te rog? Te întreb frumos, dar nu. Stai un pic, de ce o exagerezi? Da sau nu? Răspund. M-ai întrebat dacă l-am ajutat. Da, l-am ajutat. A crește. L-am ajutat. Un om a ajutat nu înseamnă. I-am împrumutat ceva. Am avut nevoie de chilipirul, 5 lire, 10 lire. Cristian, să știi că nu este frumos ceea ce faci tu în momentul de față. Nu mă întreb pe mine, Meda. Nu este frumos pentru că momentul de față are proiecte. Iar el acum îți dă. Deci fii atentă, spune-mi, Meda, ai ajutat tu vreodată pe Nicos? Da, l-am ajutat. Păi da, dar tu după aia trebuia să spui. Ascultă-mă, mă, Cristian. Nu trebuia să spui deodată. Da, l-am ajutat și punct. Nu trebuia să spui ce l-ai ajutat. Alexandra, în momentul în care tu ajuți o persoană și știi că ai ajutat-o și persoana aia vine aici și neagă lucrurile. Hai, lasă-mă de lumea, că și noi ne ajutăm încă. Noi îi dăm și mie un cafea, i-am și mie un corn. Dacă ăsta e ajutor, ăsta nu e ajutor. Până unde mă întreb? E colegialitate. Colegialitate, dar nu sunt obligat să dau. E o diferență. Dacă suntem colegi, nu sunt obligat să-ți dau nicio liră, că ești colegul meu. Marinescu, m-ai refuzat? Da, atât în emisiune, cât și în exterior văd. Mi-e scârbă, nu pot. Dacă ți-ai dat seama de intențiile lui Alexandru, de ce continui? Că vreau. Cu el o să rămâi. Fac ce vreau. Fac ce vrei. Pentru că pot. Bine, ok. Ăsta... Ok, mă, acum pune fost, punct. Pune punct Alexandra. Dacă faci ce vrei. Pune punct. Eu te-am trimis în brațele alea. Da. Păi nu, băiatul meu. Uite, acum te trimit eu în brațele alea și să stai pentru totdeauna în brațele alea. Înțeles?
uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.